Organizatorii platformei, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, excelența sa Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe a Republicii Franceze, excelența sa Catherine Colonna, reprezentantul ministrei afacerilor externe a Republicii Federale Germania, doamna ambasadora Germaniei, doamna Uber, precum și domnul secretar general al Guvernului României, Mircea Abrudean. Domnule ministru Popescu, aveți cuvântul. Stimați colegi, dragi prieteni, dragă Catrin, dragă Mircea, dragă ambasadoare Uber, reprezentanta Germaniei, vă mulțumim enorm pentru această prezență la Chișinău. Vă mulțumim enorm pentru lansarea platformei de sprijin pentru Republica Moldova, lansare care a avut loc la inițiativa Germaniei, Franței și României în aprilie 2022. Această platformă denotă mai mult ca niciodată că Moldova are prieteni și Moldova are mulți prieteni. Astăzi la Chișinău, în sprijin pentru Republica Moldova, au fost prezente peste 50 de delegații, delegații care reprezintă state, dar și organizații internaționale reunite aici, la Chișinău, pentru a sprijini pacea, stabilitatea, dezvoltarea economică și parcursul european al țării noastre. După cum am menționat, această platformă a fost lansată în aprilie 2002. Ulterior, această platformă... 2022, da, vă mulțumesc, 2022... în contextul și ca răspuns la agresiunea brutală a Federației Ruse contra Ucrainei, această agresiune brutală, evident, a avut și are repercusiuni grave, negative pentru țara noastră și lansarea acestei platforme a avut obiectiv sprijinul Republicii Moldova în acest context regional dificil. După cum spuneam, prima reuniune a avut loc în aprilie 2022 la Berlin. Ulterior a avut loc o reuniune în iulie la București, tot anul trecut, și în noiembrie anul trecut a mai avut loc o reuniune la Paris. Până acum, lucrul și efortul comun al platformei de a sprijini Republica Moldova a fost structurat în 6 grupuri de lucru dedicate subiectelor de economie și finanțe, anticorupție, reformă administrativă, probleme sociale, refugiați, energie și tranziție climaterică. Astăzi noi am discutat modalități de a ajusta platforma la noul context și noile necesități și această ajustare vine din constatarea faptului că grație inclusiv acestei platforme, grație sprijinului primit de Republica Moldova, grație atașamentului și dedicației cetățenilor noștri pentru dorința noastră comună de a menține țara noastră în arealul păcii, stabilității și democrației europene, împreună cu partenerii noștri, în ultimul an și jumătate, am reușit să gestionăm și să evităm mai multe crize. Evident, este vorba atât de riscurile generate de război pentru economia noastră, pentru creșterea noastră economică, pentru securitatea noastră energetică, pentru livrările de electricitate, gaz și multe alte probleme generate de acest război. Astăzi putem constata că grație inclusiv acestei platforme de sprijin pentru Republica Moldova, grație sprijinului venit din partea partenerilor noștri, Republica Moldova a știut și a putut să depășească acele momente dificile pentru țara noastră și în noul context, împreună cu partenerii noștri, vom axa și vom focusa lucrul platformei din ce în ce mai mult pe dezvoltarea economică, modernizarea Republicii Moldova și prin această prismă astăzi am discutat în detalii sprijinul și canalizarea asistenței externe pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii în Republica Moldova, pe proiecte de consolidare a securității noastre energetice și accelerare a tranziției energetice pentru țara noastră. În acest sens, chiar astăzi, chiar în această sală, am semnat și mai multe memorandumuri, mai multe documente care vor rezulta în finanțări
oferite Republicii Moldova pentru a accelera această tranziție și a moderniza economia țării noastre. Printre aceste documente semnate astăzi, voi menționa memorandumul dintre Guvernul Republicii Moldova, Franței, Germaniei privind cooperarea în sectorul eficienței energetice, a clădirilor publice, acordul de creditare pentru țara noastră semnat cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru Reformarea Sectorului Energetic, memorandumul dintre Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor și Agenția Franceză de Dezvoltare privind reforma sectorului forestier și îmbunătățirea situației climatice. Deci, aceste acorduri vor aduce beneficii concrete pentru țara noastră, pentru cetățenii noștri și lucrăm în continuare pentru a valoriza și materializa mai multe planuri de dezvoltare a infrastructurii, știți bine, poduri, drumuri, căi ferate, asigurarea cu apă potabilă pentru mai multe din localitățile noastre, dezvoltarea infrastructurii necesară pentru liniile de solidaritate, îmbunătățirea mediului de afaceri, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă. Evident, în cadrul acestei platforme am avut și mai multe reuniuni bilaterale cu partenerii și prietenii noștri, moment în care și pe parcursul acestui reuniuni am discutat și în detalii gradul foarte avansat al țării noastre în îndeplinirea recomandărilor Comisiei Europene pentru ca Republica Moldova să obțină invitația de a demara negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Raportul Comisiei Europene urmează a fi făcut public la începutul lunii noiembrie și în aceste zile suntem pe ultima sută de metri pentru a raporta și explica partenerilor noștri europeni ce a făcut Republica Moldova și evident noi mizăm și am fost asigurați de sprijinul deplin al statelor, al partenerilor noștri din Uniunea Europeană, din Uniunea Europeană pentru aceste aspirații, dar și următorii pași în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. În plan bilateral, din nou cu partenerii noștri, am reușit să discutăm și accelerarea mai multor proiecte concrete în diferite domenii. Cu România, evident, avem o agendă foarte, foarte încărcată, construcția trei noi poduri, evident, accelerarea interconectărilor în domeniul electricității și foarte multe proiecte care astăzi din nou au fost discutate și în viitorul apropiat sper să rezulte în noi rezultate care vor fi resimțite de către toți cetățenii noștri. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru sprijinul oferit Republicii Moldova. Datorită sprijinului dumneavoastră, Republica Moldova este un stat democratic, liber, puternic și în plină viteză în proces de aderare la Uniunea Europeană. Mersi! Vă mulțumim, stimate domnule viceprim-ministru. În continuare, o invităm pe doamna ministră afacerilor externe a Republicii Franceze, excelența sa, Catherine Colonna. Vă mulțumesc foarte mult, domnule viceprim-ministru, dragă Nicu, câteva cuvinte în franceză, la rândul meu, pentru a vă spune că gândesc la fel cu ceea ce ați spus dumneavoastră, numai ce. Deci am organizat această a patra reuniune a platformei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule viceprim-ministru, domnilor ministre, pentru găzduirea, pentru mobilizarea acestei întâlniri, care a fost un succes ca și precedentele. Succes util pentru a ajuta Moldova, care este o țară dragă nouă, o țară care suferă un impact de pe impactul războiului din Ucraina și care încearcă să se apropie de Uniunea Europeană. Domnul ministru a spus că această platformă a fost lansată în martie 2022 și în 18 luni a permis deja să se atingă rezultate foarte bune, dar desigur mai sunt multe lucruri de făcut. Spun acest lucru cu un elan de optimism și o să vin cu câteva detalii la ceea ce s-a realizat astăzi, dar în contextul mai sombru în care ne înscriem, pentru că războiul Rusiei contra Ucrainei continuă, regiunea este afectată pentru că bombardările sistematice ale infrastructurilor energetice ucrainene de către Rusia pot să afecteze securitatea energetică a Moldovei, așa cum s-a întâmplat iarna trecută.
iarna trecută, grație talentului Moldovei, dar și ajutorului partenerilor și a mobilizării noastre colective, Moldova a putut să treacă iarna în condiții bune, dar noi credem că de acum înainte, deci suntem la câteva săptămâni înainte de iarnă și respectiv, deci va trebui să facem față, dar capacitățile de stocare au fost diversificate și ele vor fi utilizate. Deci acesta este contextul în care ne-am reunit astăzi, în fața iernii care se apropie, în fața unei campanii ruse care poate să crească și poate fi periculoasă. Vrem să amintim importanța acestei susțineri, sprijin oferit Moldovei în acest cadru preocupant. Vrem să salutăm pașii care au fost realizați și vrem să ne progresăm în viitor. Deci sunt subiecte de pe termen lung. Conectivitatea, subiectele energetice, reformele, toate acestea sunt prioritățile noastre și a țărilor care s-au reunit astăzi și organizațiilor internaționale care s-au reunit astăzi. Deci toate au ambiția să ajute Moldova în aceste domenii, în realizarea de reforme care sunt prioritare. În ceea ce privește Franța, ea va continua să-și aducă sprijinul Moldovei. Agenția noastră de dezvoltare, Agenția franceză de dezvoltare, a decis să consacre 67 de milioane de euro pe an, începând cu 2024, 2025 și 2026. Deci în fiecare an câte 65 de milioane de euro. Deci așternute pe 3 ani, deci în fiecare an, concentrați pe sectorul energetic, gestionarea resurselor și pe subiecte forestiere care au fost subliniate de domnul ministru și, printre altele, vom mai continua să asistăm Moldova pentru ajutorul pe care ea îl aduce refugiaților. Mai sunt aici încă vreo 100.000 de cei au putut refugiații să beneficieze de ajutorul, de elanul moldovenilor pe care li s-a oferit refugiaților și au fost găzduiți în condiții foarte bune și noi vom veni cu o contribuție suplimentară, deci de 3 milioane de euro pentru ca agențiile Națiunilor Unite să poată să acționeze aici în numele refugiaților ca să poată răspunde la necesitățile care sunt mai importante în perioada rece anului, în perioada iernii. Acestea sunt angajamentele noastre pe termen mai lung și vreau să amintesc că perspectivele Moldovei, dacă vorbim despre ele, avem alte angajamente în sensul dat, în afară de cele bilaterale. Și în acest context sumbru despre care am vorbit într-un context politic și mai larg, totuși vreau să spun că pe această cale a Moldovei de apropiere de Europa, noi suntem alături de Moldova, nu știm care va fi concluziile raportului pentru Moldova, dar totuși mă bucur că aceste angajamente au fost luate și vă felicit. Vă mulțumesc! Merci. Trebuie să ne asigurăm că conflicte mai grave, în special în Orientul Mijlociu, sunt preîntâmpinate.
Acum, pe măsură ce vorbim, conflictul în Ucraina continuă. El vrea să pună în aplicare același plan pe care l-a avut și iarna trecută. Tot aceasta demonstrează că pacea și libertatea în europeană sunt extrem de importante și noi avem drept scop ca aceasta să devină o realitate și pentru țările vecine care ar putea deveni membri a Uniunii Europene. Referitor la situația din Orientul Mijlociv și diplomația de criză care are nevoie, noi ne reiterăm sprijinul nostru pentru Ucraina și pentru partenerii noștri din vecinătate, inclusiv Republica Moldova. Săptămâna trecută, Germania a oferit un pachet de 1 miliard euro pentru Ucraina și apărarea aeriană. De asemenea, s-a menționat că și Moldova rămâne o prioritate pentru guvernul federal al Germaniei. Atunci când Rusia a atacat Ucraina 18 luni în urmă, Moldova la fel a fost afectată de undele de șoc. Răspunsul nostru comun a fost crearea platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Ca și co-organizator, noi am organizat la fel o întrunire. Acum, având reuniunea în Chișinău, practic am încheiat ciclul din aprilie 2022, de la prima reuniune. Noi am realizat foarte multe, spre exemplu, fondul de reducere a vulnerabilității energetice a ajutat să atenuăm impactul prețurilor extrem de mari la resurse energetice. Moldova deseori a fost țintă a campaniilor de misinformare din partea Rusiei. În prezent colaborăm pentru a face față acestor pericole hibride grație platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Moldova a demonstrat că este rezilientă grație sprijinului de care beneficiază din partea partenerilor și prietenilor și aceasta demonstrează că asistența internațională și eforturile persistente pot face o diferență. Astăzi, discuțiile noastre se concentrează pe tranzitarea spre o formă de cooperare mai strategică pe termen mai lung care să susțină Moldova în parcursul său de aderare europeană, fiindcă calea Moldovei spre Uniunea Europeană este o cale pe care o parcurgem împreună. Germania și-a asumat angajamentul să ridice nivelul acestei platforme pentru a reflecta eforturile semnificative depuse de Moldova. Propunerea noastră este să sprijinim Moldova în calea sa de aderare la Uniunea Europeană. Vrem să păstrăm modelul reușit care a fost creat prin intermediul platformei pentru sprijin, în special lucrul în baza grupurilor de lucru. Am dorit să păstrăm unele grupuri de lucru, dar să le îmbunătățim cu subiecte suplimentare, cum ar fi, spre exemplu, reziliența economică sau reformele administrative. Aceasta ar părea foarte tehnic, discuții foarte tehnice, dar este extrem de important ca asistența să fie legată de anumite necesități specifice, uneori foarte tehnice. Ministra Afacerilor Externe, doamna Baerbock, a menționat astăzi că Moldova poate să se bazeze pe Germania. Noi vom oferi în continuare sprijin. În 2024, Guvernul Federal va aloca cel puțin 95 milioane euro. Liniile de solidaritate care le-am construit anul trecut rămân robuste și vom continua acest lucru pentru a ne construi un viitor comun european. Vă mulțumesc! Și acum îi oferim cuvântul secretarul general al Guvernului României, domnului Mircea Abrudean. Bună ziua tuturor! În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului vicepremier Nicu Popescu și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru primirea călduroasă și organizarea în condiții excepționale acestei conferințe. Totodată, mulțumirile mele merg către doamnele ministru Catherine Colonna și Annalena Baerbock pentru angajamentul puternic, solid și constant al Franței și Germaniei în sprijinul Republicii Moldova. Angajamentul și determinarea noastră sunt cu atât mai importante cu cât la aproape 20 de luni de la declanșare, războiul de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei continuă să afecteze viețile a milioane de oameni din Ucraina și din statele din jur, iar Europa întreagă resimte efectele acestei agresiuni. Un brutal război de cucerire este purtat în Europa de către Rusia,
în profundă și vădită încălcare a dreptului internațional. În această perioadă ne-am mobilizat constant, venind cu toate resursele și puterile noastre în sprijinul celor afectați, în primul rând în sprijinul Ucrainei și poporului ucrainean, dar în egală măsură și în sprijinul Republicii Moldova. Acționăm unit, coordonat și pentru a preveni instalarea uzurii sau a epuizării. Știm că asta așteaptă Moscova, orice context care să îngreuneze mobilizarea de sprijin suplimentar. Prezența noastră astăzi aici la Chișinău arată anvergura și trăinicia solidarității noastre față de Republica Moldova. Am lansat platforma de sprijin pentru Republica Moldova, pornind de la recunoașterea unanimă a faptului că războiul ilegal și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei a avut consecințe securitare și economice profunde și pentru Republica Moldova. Edițiile anterioare ale conferinței Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, desfășurate la Berlin, Paris și București, au mobilizat resurse importante pentru Republica Moldova, cu rezultate tangibile. La rândul său, Republica Moldova a făcut pași semnificativi pentru consolidarea democrației, a instituțiilor, a sistemului de justiție și a rezilienței sale în ansamblu. Republica Moldova este acum mai stabilă și mai sigură. În același timp, în calitatea sa de stat candidat, așteaptă o decizie politică privind inițierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Conferința de astăzi ne-a oferit oportunitatea de a explora noi proiecte comune pentru a reuni resurse și expertiză în beneficiul partenerilor noștri de la Chișinău. Am informat partenerii noștri asupra eforturilor făcute de România în sprijinul Republicii Moldova. Cooperarea bilaterală este mai strânsă ca niciodată, facem tot ce ne stă în puteri pentru a oferi asistență tehnică și sprijin financiar la toate nivelurile. Avem o abordare integrată la nivelul statului, ajutorul oferit de autoritățile guvernamentale fiind completat de acțiunile și proiectele derulate de autoritățile locale și de mediul neguvernamental. Aceste eforturi au sprijinul puternic al prim-ministrului României, care coordonează instituțional răspunsul părții române la solicitările primite de la autoritățile din Chișinău. Nu este deloc întâmplător că Republica Moldova este principalul beneficiar al asistenței oficiale pentru dezvoltare acordată de România. Totodată, avem în lucru numeroase proiecte de interconectare în domeniul energiei și al transporturilor. Suntem în curs de implementare a programului de asistență în valoare de 100 de milioane de euro. Primele 10 milioane au fost deja transferate Republicii Moldova pentru finanțarea de proiecte relevante în domeniul educației și dezvoltării locale. În același timp, am inițiat multiple programe de transfer de expertiză, inclusiv proiecte de formare profesională a magistraților, respectiv a funcționarilor publici din domeniul afacerilor europene. Tot la cererea autorităților Republicii Moldova, am organizat un program amplu prin care experți români din domenii variate implicați în procesele de preaderare, se deplasează și contribuie activ cu expertiză în sprijinul colegilor din instituțiile din Chișinău. Explorăm de asemenea posibilitatea creării unui mecanism de promovare a comerțului și garantarea investițiilor în Republica Moldova. Sprijinul României pentru Republica Moldova este și va rămâne neclintit. Vom fi alături pentru consolidarea stabilității și rezilienței în fața presiunilor hibride sponsorizate din exterior. Vom susține cu toate forțele procesul de reforme, de întărire a statului de drept și a democrației în general. Vom sprijini puternic dezvoltarea economico-socială și modernizarea Republicii Moldova sub toate aspectele. Vom fi alături pentru fiecare pas pe care Republica Moldova îl va face pe calea integrării europene, până la momentul pe care ne-l dorim cu toții, aderarea la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Abrudean. Aici briefingul care încheie cea de-a patra ediție a Platformei de Sprijin pentru Moldova i-a sfârșit. Vă mulțumim pentru prezență!